Trece prin aceste, în aceste zile, prin momente foarte grele. Fermierul român este moarte clinică. Domnule ministru Oros, fac apel către dumneavoastră. Deblocați activitatea Casei de Comerț Unirea. Acolo aveți 19 milioane de euro care stau nefolosiți. Deschideți centre logistice în fiecare județ, colectați marfa. Deschideți magazine în fiecare capitală de județ, înființați abatoare mobile. Numai în acest fel putem să aprovizionăm cu alimentele atât de necesare poporul român. Dacă nu faceți acest lucru, să știți că ne condamnați la moarte. Începând cu această lună, ies cartofii timpurii la solar. Deblocați activitatea casei. Încă o dată cer acest lucru. Aveți în vedere că de la 1 luna viitoare, de la 1 mai, numai în Telorman vor apărea peste 1000 de tone de cartofi. Încercați să salvați fermierul român, altfel ne condamnați pe toți la moarte. O zi binecuvântată, doresc tuturor românilor și Dumnezeu să binecuvinteze România.